hot coffee or a tea for a better ride? Cei mai mulți refugiați sunt de zile întregi pe drumuri și mai au încă mult până la destinație. Mașinile sunt pline cu copii și animale de companie. How many kilometers did you do till now? We are drive from Ukraine through all Romania. We had a night in Sibiu and currently driving to Austria. I don't know how many kilometers, maybe 800 till now, maybe more. Chiar dacă au reușit să scape din infern, gândul refugiaților a rămas acasă, la familiile lăsate în urmă și la distrugerile provocate de război. Old town my destroyed. Where I learned school is destroyed. My town is destroyed. My home is destroyed. My mother is in danger. How many hours did you drive? 4 days. 4 days? Today, 5. We go only 600 about per day because children are tired and need to rest. Okay. Remain 1,300. Where are you going? We go to Germany. Oboseala la volan este una din principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere. Atunci când vă simțiți obosiți, căutați un loc de parcare și luați o pauză pentru a vă odihni și vă reface. Totodată încercați ca la fiecare 2 ore de condus să faceți o pauză. Refugiații au primit și pliante traduse în ucraineană, cu sfaturi privind conducerea prudentă.